Bună seara! Un personaj din filmul Filantropica spunea: viața e complexă și are multe aspecte. Și așa este. Iar ceea ce urmează să vedeți va părea foarte interesant pentru majoritatea adolescenților din România. Măcar pentru o secundă, văzând ceea ce urmează, vă veți gândi în taină oare cum este să trăiești în familia din universul paralel. Titele, grăbește-te! Știi că nu suntem în întârziere! Măi, sunt gata imediat, măi! Păi, dar ți se pare normal ca de fiecare dată când mergem pe undeva eu să fiu gata în 10 minute și să stau după tine cu orele, să te aranjezi, să te premenești? Mi-am spus că sunt gata imediat! Asta înseamnă la tine gata imediat? N-așteaptă, frate, tu, Mirel! Știi bine că nu este ziua oricum lui! Oricum nu putem să plecăm până nu vine instalatorul! Astăzi ți-ai găsit tu să chem un instalator? E ceva urgent! Mă, băiatule, ce făceai tu aici? Jucam. Te jucai? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Mă, eu cu maică ta stăm acolo liniștiți că tu aici te joci pe calculator și tu-ți faci lecțiile și înveți? Mă, îți bagi joc de noi? Mă, îți bagi joc de noi? Mă, te-am verificat acum o săptămână la League of Legends. Aveai două amărâte de săbi. A trecut o săptămână. Spune și mie câte scuturi ai obținut tu într-o săptămână. Unul. Un scut într-o săptămână! Nu, că de acum îl iau eu! Măi, copilule, mă, nu ți-ar fi rușine, mă, cum un scut! De o săptămână te tot joci un scut? Măi, femeie, ai dat nas, tu nu vrei să înțelegi că ai dat nas? Fii atent, începând de astăzi, nu mai ții ușa de la camera ta decât deschisă, să te am în permanență sub privirea mea! Treci și joacă-te League of Legends acum! Mâine te verific la scuturi, ieși! Lasă asta deschisă! A, mama, tata! Ce mai vrei, măi? Trebuie să vă spun ceva. Doamna dirigintă v-a chemat la școală. De ce? Ce-ai făcut? Pentru că m-am jucat cu un coleg și am spart tabla. Ți-am zis eu, Titele, că-i băiat bun. Măi, băiatule, măi, ține minte de la mine ce spun. Mă, nimeni nu-ți vrea rău cum îți vrea părinții tăi, mă. Mă, nu suntem părinții tăi, mă, suntem dușmanii tăi. Hai, du-te și joacă-te! Mâncalar, mama de băiat. Dacă, fii atent, dacă o ții pe drumul ăsta, s-ar putea mâine să ai voie să-ți faci două ore lecții. Mersi, tati. Asta e instalat? Nu e instalat. Bună ziua! La revedere! Avem o pizzeria, vă la și două. Nu știu, vorbiți cu fiica mea. Măi! La revedere! Avem o... Și sosurile? Și sosurile? 22 de lei. Nu. Păstrați restul. Nu vă mulțumesc. La revedere. Bine ați venit. Tu ce boșmondești, man? E miercuri seara, tu ce-ai de gând să faci? Hai, măi, Titele, îmbracă-te! Păi lasă-mă să vorbesc cu Frida! Tati, așa. Vreau să te rog să mă lași... Spune mai repede, așa, unde să te las? Să mă lași în seara asta undeva. Unde? Să mă lași acasă să termin de citit Dragoste în vremea holerei, te rog. Măi, fetițo, măi, e miercuri seara, mă! S-a deschis playerul de vară, e deschis boa în seara asta, măi! Nu vreau să merg la club, domnule. Măi, fetițo, măi! Chiar dacă ai 18 ani, cât e... Măi, nu-mi întoarce... Măi, nu-mi întoarce mie spatele că sunt tatăl tău! Chiar dacă ai 18 ani, când stai sub acoperișul meu, eu fac regulile aici! Nu mă interesează, băi, vreau! Am avut discuția asta de 1000 de ori! Luni și marți faci ce vrei tu! Citesc! Dacă atât te duce pe tine capul și asta e educația pe care ți-am dat-o, poftim! Luni și marți citești! Dar de miercuri îți face tătuțul tot programul! Joi te duci în Gaia, vineri te duci în Centru Vechi, sâmbătă te duci în Fratelii! Nu vreau! Ura!
dă-i 300 de euro. Nu! Ba nu, pentru halul în care îmi răspunde în seara asta, dă-i 500 de euro! Ia, mămică. Nu-i vreau. Ridică banii de jos. Nu, nu! Ia banii de jos! Să dea dracu, să duci cu ei în Cărturești! Treci la tine în cameră! Titene! Niciun titene! Au sosit în sfârșit! Oh. La revedere! La revedere! Hai, hai, la revedere! La revedere! La revedere! La puțin ani! Oh, Doamne! Haideți, haideți! Așa! Super! Măi, Mirele, știi că trebuia. Ei, na, că doar astăzi nu e ziua mea. Da, ce ți-a luat? Nimic. Te-am nimerit? Normal, Doamne, nu aveam nimic. Haide, stai jos, stai jos. Da. Așa. Să ne ridicăm. Să mâncăm. Da, da, da. Spune-le, dragă, meniul. Așa, la aperitive avem un cozonac și cornulețe cu gem. La felul întâi, sărbăluțe. Iar felul doi, avem o ciorbă de miel. Oh. Iar ca desert, sărăninuță cu ceapă. Îmi ninge în gură. Vă rog, vă rog. Vă rog, nu serviți. Știi ce ar merge la cornulețele astea? Ce? Niște muștar. Oh, un moment, se poate. Ia. Trebuie să duci și cozonacul. Cum e? Am zis multe. Am zis multe. Un zelicu. Așa. Oh. Nu mă ajuta, te rog. Da, lasă-mă să nu te ajut. Așa. Up. Draga mea. Așa. Să nu ne fie de bine. Să nu ne fie de bine. Nu, nu. Părinți, dragi copii, vă las acum să cugetați. Oare e mai lesne să trăiești în lumea noastră obișnuită sau în lumea paralelă? Până data viitoare, să nu fiți cuminți!